seara, sunt curios ce s-a întâmplat, atât. Da, sunt în spațiu public, pot să filmez, stați liniștit. Stați liniștit că nu la asta se referă GDPR, ar trebui să știți mai bine. Dar ce s-a întâmplat? De ce v-a oprit? De ce v-a oprit? Da, am apucat galben, nu mă opresc de seara. Dați-vă, vă rog, un buletin. Nu am un buletin la mine. Dați-vă, vă rog, un buletin. Nu mă atingeți, vă rog. Spațiu... Da, da, sunt în spațiu public. Nu mă atingeți, nu mă intimidați. Haideți. Da, ce s-a întâmplat? Dați-vă, vă rog, buletinul. Nu am buletinul la mine, vă dau datele. Uite, eu sunt colega lui și vă dau legitimația de presă. Da, lăsați-i, stai puțin, dar de ce mă atingeți, domnul? Ce, ce aveți? Pe banda de circulație și da, da, l-am întrebat pe domnul, care e problema? De ce sunteți agresiv cu mine? Ba, sunteți foarte agresiv. Cum vă numiți? Haideți, dați un buletin. Nu am buletin nu la mine. Nu mai stați aici, vă stați acolo că sunteți pieton. Haideți. Vă dau datele. Ce s-a întâmplat? Vă spun ce s-a întâmplat. Era pe banda de circulație. Și ce, de ce? M-am dus să-l întreb pe domnul. Ca și pieton, ziceți, mă, cum nu? Pentru ce să mă sancționați? Într-o parcare. Suntem nu, într-o parcare. Aici, pe stradă. Asta este, ăsta nu-i drum parcare, public, asta e parcare. Domnule, acolo da, aici nu. Nu, asta e drum, asta e drum. Noastră blocați banda acolo. Ce doriți de la mine? Suntem într-un spațiu privat aici. Datele dumneavoastră. Barbu Mircea Cosmin mă numesc. Cum? Barbu Mircea Cosmin. Cum vă numiți dumneavoastră? Așa, ziceți-mi domiciliu. Dar dumneavoastră cum vă numiți? Ziceți-mi domiciliu. Păi stați puțin, dumneavoastră nu v-ați prezentat. Ziceți-mi domiciliu. Vă rog frumos să vă prezentați. M-ați atins, m-ați împins, care... Nu cum? Puteți să vă legitimați? A, da, dar m-am legitimat. Nu v-ați zis, domnul. Vă rog frumos să spuneți cum vă numiți. Trif vă numesc, agent șef ajuns. Dați-mi vă rog și domiciliu. Sigur. Nu semnezi niciun proces verbal. Proces verbal pentru ce? Pentru ce? Dar faceți un abuz, domnule, acum. Vă rog, vă arătăm și legitimația mea, este coleg cu mine. Nu mai stați pe drum, că iar vă sancționez. Pentru ce să mă sancționați? Că îmi fac meseria? Stimate domn, pentru că îmi fac meseria, mă sancționați. Domnule, nu v-ați sunt... legitimat că sunt. Dar nu trebuie să mă legitimez în fața dumneavoastră că sunt la presă. Da, dar atunci de ce căutați pe drumul public? Cum ce caut? E drum privat. Ce faceți? Plecați? Bună seara, îmi spuneți, vă rog, dacă mi-ați dat sau nu amendă și pe o ce lege? O să fiți acasă, că ați vrut, nu ați vrut să se lua. Păi, de ce m-ați atins? Ce e vă dreptul să puneți mâna pe zi? Sau în general cu ce să te atingi? Că se află pe drum public și șapte, așa și dumneavoastră sunteți. Dacă dumneavoastră să postați frețele noastre pe internet sau pe vreo... Da? Ce se întâmplă? Spațiu de socializare, o să vă dau un judecat. Pentru ce? Să vă cer daune. Sunteți în spațiu public, stimate domn. Știți legea? Cunoașteți legea? Pe mine, nu filmați. Fața. Cum să nu vă filmezi fața? Este de interes public ceea ce faceți. Are undeva legitimație? Dacă mi-o cereați? Dacă m-ați împins prima dată? V-ați legitimat a doua oară abia. După insistențe, după trei insistențe v-ați legitimat. De ce m-ați împins? Bine, nu continuăm. Cum să nu continuăm discuția? Nu continuăm, că e dreptul dumneavoastră. Dacă erau cetățeni pur și simplu, de ce ați atins? De ce ați legitimat abia a treia oară? L-am legitimat după ce mi-a terminat povestea cu domnul. Nu, ați refuzat de trei ori să vă legitimați, de trei ori v-am întrebat. Dumneavoastră ați încercat să faceți în așa fel încât să nu ne putem face noi treaba. Cu ce v-am împiedicat? Cu ce v-am împiedicat? Să știți că ne facem foarte bine treaba. Cu ce v-am împiedicat? Să nu credeți că dumneavoastră veniți... Nimeni n-a contestat asta. În al doilea rând, dacă dumneata cunoști foarte bine legea, când un agent de poliție vine la dumneata și îți cere un buletin sau cere să te legitimezi, și asta am și făcut. Asta am și făcut. Ai făcut, ai ezitat. Nu am ezitat. Am spus nu am buletinul la mine. Nu am ezitat, am filmarea. Nu mă lăsați să vorbesc. Ați încercat să faceți un scandal. Nu, noi am vrut să documentăm ce faceți. Observam un om care a încălcat legea. Totul a pornit de la o știre simplă. Domnule, filmează, nu intra în fața mașinii, nu intra lângă agent, nu încerca. Să intrăm unde vrem noi, că nu. Din prima clipă când
stăteam pe spațiu privat, m-ați luat foarte tare. Vă depășiți atribuțiile. Asta e abuz ce face și o să fac o plângere împotriva dumneavoastră. Vă rog frumos să o faceți. Încă o dată îți aduc la cunoștință, dacă postez, o să dau în judecată. Cred că nu cunoașteți legea, stimate domn. Vă rog să mă dați în judecată.